Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai o primă dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor. Este episodul 29 din sezonul 2, suntem în Zodia Leului. Slăbiciunile leilor sunt faptul că sunt autoritari, sunt orgolioși, egocentrici și un pic mai reci decât alte zodii. Totodată sunt foarte posesivi. Posedă însă și foarte multe polițe de asigurare, de viață, de locuință, auto, de sănătate. Ce nu posedă un leu? Calități, binevoitori, veseli, influenți, galanți, idealiști, foarte buni lideri și foarte organizați. Să vedeți ce organizate sunt polițele, contractele de asigurare la leu, ca la nicio altă zodie. Am două gânduri de dată recentă. Primul este de a vă ruga să faceți un experiment, să puneți canal 33 pe butonul numărul 1 al telecomenzii și al doilea este să vedeți cam ce se întâmplă la o săptămână, două, trei după ce ați făcut acest lucru. O să aveți niște surprize plăcute. De subliniat că pe YouTube, canal 33, acolo unde puteți să revedeți emisiunile, are deja peste 132.000 de abonați. Vă puteți abona și dumneavoastră chiar acum ca să revedeți emisiunile care v-au plăcut. Astăzi o să vorbim despre cât valorează, de fapt, o mașină avariată. Deci una care a fost lovită într-un accident, a suferit un accident mai ușor, mai grav. Pentru că accidente au loc de fiecare dată, România este chiar campioană europeană în domeniu. Am în minte următorul scenariu. Mașina mea a suferit un accident, o daună, cum se spune în asigurări. Bineînțeles că îmi doresc o altă mașină, aveam una, vreau alta. Dar întrebarea mea este ce fac cu mașina pe care o am acum sub formă de epavă sau mașină boțită? Cât mai valorează? Pot să o vând ca să-mi recuperez măcar o parte din bani, ca să pun avans la o altă mașină, sau nu? Dacă răspunsul este pozitiv, unde o pot vinde? Există vreo variantă în online care m-ar putea ajuta? Ei, la toate întrebările astea o să mă ajute astăzi Maria Ganea Boghean, invitata mea, este managing partner la o companie de servicii, de asistență în domeniu software, dar ceea ce știu eu este că vă pricepeți foarte bine la povestea asta cu daunele, cu epavele. Începem direct cu subiectul? Sigur. Uite, în caz de avarie, o avarie importantă, adică nu e așa o zgârietură că l-am șters pe unul sau am găsit-o ușor lovită în parcare. În ce condiții și în cât timp eu aș putea să recuperez o parte din valoarea mașinii? Deci, poți recupera valoarea mașinii în 24 de ore. Adică poți să știi, efectiv, poți și în mai puțin timp dacă ești ambițios și îți dorești lucrul ăsta. Da? Dar trebuie să mă aștept ca să fie lovită mașina, ca să recuperez așa repede. Bun, a avut loc accidentul, da? Ce fac? Care sunt pașii pe care i-am de făcut? Ok. Aș vrea să spargem puțin aspectele astea cu am avut accidentul, pentru că în condițiile în care posesorul de mașină, de vehicul avariat, are o poliță casco, ea merge pe un dosar casco, în condițiile în care avem o poliță RCA și aici trebuie să știm dacă suntem vinovați sau suntem păgubiți, adică dacă noi am fost loviți, asiguratorul, conform prevederilor legale, face nota de constatare și transmite în licitație vehiculul, da? Iar în licitație se obține o valoare maximă, spunem noi, pentru această epavă. Deci eu văd așa trei scenarii în momentul de față. Primul scenariu, a avut loc accidentul. Dacă eu sunt nevinovatul din accident, repar mașina pe polița RCA celui corect vinovat. Dacă sunt vinovat de accident, o repar pe polița mea casco. Mai există situația în care eu sunt vinovat de accident și n-am poliță casco. Cred că asta e situația cea mai gravă. Vrei să le luăm pe rând? Putem să le luăm pe rând, dar cred că cea mai interesantă situație pentru toată lumea este atunci când eu sunt vinovat. Și n-am casco. Există, să zic, ponderea acestor mașini, le avem în momentul de față în piața auto din România, pentru că avem un parc vechi. Marea majoritate a populației s-a orientat pe vehicule second,
aceste vehicule second, știm sau nu știm istoricul lor, pentru că este una să ai un vehicul second în care tu l-ai luat practic la 0 km, i-ai făcut service-ul, ai carte service la el și atunci valoarea acestei mașini este cu totul alta, sau sunt mașini care au trecut prin 10, 12, 15 proprietari, declarați sau nedeclarați, da? Și la un moment dat apare cadaur. În situațiile respective depinde și de mentalitate și de educația proprietarului. Din punctul meu de vedere, unui om care îmi doresc binele, pentru că în momentul în care ai o mașină suficient de veche și discutăm de 12, 14, 15 ani, deci după 12 ani deja putem să ne așteptăm că pot să apară și alte surprize la vehicule, orice reparație este o cataplasmă. Pentru că reparația unui vehicul vechi se face cu bani mulți. Dacă vrei să-l faci cu bani puțini, înseamnă că vei încerca să scoți piesele cele mai ieftine și piesele cele mai ieftine nu te avantajează, sau să găsești soluții de a repara aceste vehicule la colț de stradă, ceea ce nu este recomandat, pentru că în primul rând înseamnă că nu mă prețuiesc pe mine și viața mea și viața celor care merg cu mine în mașină. Și atunci, practic, această mare masă a vehiculelor care devin daună totală și proprietarii sunt vinovați, nu le tratează nimeni în momentul de față, dar există persoane care au căutat și au contactat sistem de licitații și au spus povestea lor că sunt vinovați și au recunoscut, practic, neîndemânarea într-un eveniment rutier și atunci, în funcție de valoarea obținută în licitație, au putut să decidă dacă păstrează mașina și o repară sau dacă o vând. În condițiile în care au vândut-o, în maxim 5 zile, contractul de vânzare-cumpărare este finalizat și toți banii ajung în... Deci, practic, am un accident, nu am casco, mașina este a mea, este boțită, este afectată, nu mai doresc să o repar. Reparația este scumpă, costisitoare, e problematică pentru siguranța mea ulterioară și vreau să scap de mașină și să obțin niște bani. Și atunci o pot băga într-un sistem de licitație. Corect. În sistemul de licitație obțin o valoare. Sunt obligat să vând mașina la valoarea respectivă? Nu. Nu. Deci, în momentul în care se încheie, să zic, această relație cu sistemul de licitație, proprietarul își pune suma dezirabilă pe care o vrea pe această mașină. În momentul în care specialiștii din sistem se uită la dorința persoanelor, pentru că și aici apar foarte multe aspecte de genul ăsta, sunt proprietari care evaluează mașinile cu inima. Au o relație emoțională cu mașina și atunci mașina aia face mai mult decât una nouă, ca idee. Și atunci ideea este că încercăm să prezentăm proprietarilor care ar fi valoarea de piață a unei mașini neavariate, cam care ar fi estimativ valoarea de piață pentru mașina respectivă, pentru epava respectivă. Sunt și proprietari foarte norocoși, care la un moment dat pot să obțină sume mult mai mari și în general să obțină sume mai mari decât își doresc proprietarii care cunosc piața auto. Adică eu ca proprietar am o mașină de 15.000 de euro, am lovit-o, e făcută praf, cum se spune, și sunt două situații. Una în care vreau 10.000 de euro să obțin pe EPAVA respectivă, vine sistemul de licitație și îmi spune, măi, valoarea medie care se poate obține pe așa ceva este de 5.000 de euro. Eu sunt de acord cu valoarea asta, o bag în sistemul de licitație, acolo sunt niște persoane care cumpără astfel de EPAVE. Sunt persoane, sunt companii. Deci, companii care exact cumpără astfel de EPAVE. Adică discutăm de cei care licitează în sistemele de licitație, sunt niște companii care au oameni specializați, deci sunt licitatori, care au abilități de a face această operație, pentru că licitația se face pe fotografii și pe informațiile pe care noi le prezentăm în sistem. Și în acest context, cel care licitează, cel care evaluează respectiva EPAVă, trebuie să aibă, să cunoască aceste dinamica accidentului, să cunoască mașina în totalitatea ei înainte de a fi fost avariat. Ca să-și poată imagina ce anume poate recupera din ea, exact, și dacă este rezonabil să dea banii aia să participe la licitație. Exact. Da? Acum,
mai ales în ultima perioadă, datorită faptului că avem unele întârzieri cam mari la tot ce înseamnă livrare de mașini noi, chiar prețurile pe mașini avariate au crescut neașteptat de mult, pentru că, în general, oameni care au mașini mai puțin avariate și care așteaptă o piesă importantă, atunci, în momentul în care discută cu un service, sunt dispuși, serviciul respectiv este dispus să ofere o sumă mai mare, astfel încât se poate repara mașina mai repede. Bun. Am înțeles cam ce se întâmplă în mare în momentul ăsta, dar îmi imaginez următoarea situație. Sunt două situații. Unul, eu ca și client, interesul meu este să pun mașina la o valoare rezonabil de mare ca să se poată cumpăra rezonabil de repede, iar din licitație, la licitație participând doar companii specializate, s-ar putea să obțin acel preț sau prețuri mai mari decât prețul respectiv. Preț mai mic aș putea să obțin? Pot să obțin și preț mai mic în condițiile în care n-am declarat corect ce s-a întâmplat sau care este starea adică mașinii. Adică poate avea loc o licitație inversă în sensul... Nu o licitație inversă. Practic nu se obține prețul dezirabil pe care și-l dorește proprietarul. A, și atunci putem conveni cu acesta să vedem efectiv cât îi oferă piața. Pentru că sunt mașini mărci modele care nu sunt de interes pe piața românească și sunt mărci modele care sunt de foarte mare interes pe piața românească. Deci depind de foarte multe aspecte din astea care țin de educația auto a populației din România. Deci, practic, văd că nu s-a vândut la 5.000 de euro cât doream eu inițial. Mă sfătuiesc cu dumneavoastră sau cu specialiștii companiei și 4.500, 4.200, 4.000, o reintroducem în sistem, se face licitația, se cumpără din momentul ăla, în 24 de ore eu pot să primesc bani, înțeleg. Deci, practic, în momentul în care suntem într-o zonă, să zic, limitrofă cu licitatorul, lucrurile se pot să întâmple în 24 de ore, da? Cu condiția să nu fie sâmbătă, duminică, nu? Nu avem lucruri de genul ăsta. Da? Deci duminica mai puțin, dar sâmbătă oamenii lucrează. Adică din punctul ăsta de vedere nu sunt probleme. În condiții în care cel care a oferit suma este la satul mare și mașina avariată este la Constanța, atunci avem un interval de maxim 5 zile în care se întâmplă, practic, persoana respectivă, licitatorul, reușește să ajungă să ridice mașina. Dar omul știe în maxim 24 de ore cât face mașina. Un alt lucru care trebuie să-l menționăm este că sistemul garantează prețul ofertat. Adică dacă dumneavoastră, ca și proprietar de epavă, ați licitat un sistem și în decurs de 24 de ore primiți o ofertă care dumneavoastră sunteți mulțumit cu oferta respectivă, sistemul garantează, indiferent dacă licitatorul după aceea o ridică sau nu mai ridică, de practic este un management intern al sistemului pentru că omul să fie sigur de suma sau să conteze pe suma pe care obține. Cum ați reușit performanța asta? De câți ani sunteți în branșa asta? Mai mult de 17 ani, dar să zicem consacrați de 15. Este o responsabilitate foarte mare. Îmi dau seama, dacă licitatorul se răzgândește și tu rămâi practic cu mașina în brațe, tu ca și client ești protejat. Corect. Este foarte corect. Deci, practic, asta este, cred că, lucru care a făcut ca proprietari de epavă care sunt vinovați în accidente să ne caute în mod direct. Pentru că și-au dat seama că ceea ce am vorbit ne-am ținut de cuvânt. Adică lucrurile se petrec exact așa cum le convenim cu proprietarul înainte de a începe procesul de licitare și de evaluare a vehiculului. Care e cel mai mare pericol care apare în momentul în care introduci o mașină avariată într-un sistem de licitații? Sunt multe. Mă gândesc că principalul lucru la care mă gândesc este lipsa de seriozitate a părților implicate. Corect. În condițiile în care, să zicem, tot acest proces se desfășoară în baza unui dosar de daună, pot apărea, să zic, erori în momentul în care are loc constatarea avariilor. Există cazuri în care o persoană care este sau cel care face practic estimarea daunei ajunge undeva în prag de daună totală și nu mai
constată și celelalte elemente avariate. Da? Deci, practic, amplitudinea avariei este mult mai mare decât ce s-a declarat. Și atunci, într-adevăr, sunt probleme pentru că licitatorul se duce până la capătul țării, cheltuiește niște bani și când ajunge acolo găsește lucruri care nu sunt... Cel de la satul mare care a cumpărat mașina în sistemul de licitație se duce la Constanța și constată că mașina este mult mai avariată sau că ce a cumpărat între timp a mai dispărut câte ceva de pe ea. Multe. Multe. De exemplu, calculatorul de bord. Sau... Deci eu vreau să spun că este o practică nu tocmai ortodoxă pentru tot ce înseamnă mijloace grele, respectiv pentru cap, tractor și remorci. Astea sunt tirurile acelea. Exact. Nu? Există practica de a înlocui măcar anvelopele și jențile. O chestie de genul... Cum rezolvați astfel de situații? Greu. Greu. În general încercăm în momentul de față să discutăm în mod direct cu proprietarul de epavă și să explicăm că lucrurile trebuie să fie foarte serioase. Când batem palma, în sensul când își dorește să vândă mașina. Pentru că sunt posesori de epavă care încearcă într-un fel să o valorizeze la o sumă care ea nu face și în momentul în care sună la sistem și spune că vrea să o vândă și în momentul în care colegii mei de la relații cu clienții îl întreabă într-un mod discret, să zicem, și într-un mod educat, dacă mașina este în aceeași stare cu cea care a fost în momentul constatării sau dacă s-au luat elemente de pe mașină sau dacă sunt lucruri care nu sunt conforme cu ce a fost în momentul constatării, și dacă lucrurile sunt în acest sens făcute, responsabilitatea lui este, dacă îl pune pe licitator pe drum, să-i suporte costul transportului. Sunt persoane care în momentul respectiv spun, m-am hotărât, nu mai vând. Adică am încercat într-un fel să-i spunem omului că nu este corect ca un licitator care oferă o anumită sumă de bani și pentru care noi garantăm să facă aceste costuri nejustificate. Păi, licitatorul e de bună credință, se ghidează după poze, intră în sistem, face licitație, obține mașina la un preț care îi se pare bun și celui care o pune în vânzare, în ideea de a recupera de pe ea niște părți pe care să le vândă ulterior și să facă un profit. Acele părți, fiind eliminate din mașină de către proprietarul epavei, nu mai e de ce să mai cumpere epava respectivă. Corect. Bun. Dacă totuși lucrul ăsta se petrece, aveți vreo pârghie să... Avem o pârghie să responsabilizăm într-un fel, pentru că în momentul de față trebuie să responsabilizezi fie partea licitatorului, fie partea proprietarului de epavă. Da? Deci în momentul în care, practic, compania de asigurare a închis dosarul de daună, pentru că valoarea obținută în licitație este aia care noi o garantăm în raportul de licitație, asiguratorul face despăgubirea, iar relația se creează între noi direct cu proprietarul de epavă și cu cumpărătorul. Deci, practic, încercăm într-un fel să responsabilizăm ambele părți dacă nu se sancționăm. Bun, mai avem un pic până la pauză. Întrebarea pe care am primit-o acum este cine poate apela la acest sistem. Înțeleg așa, eu ca proprietar de mașină, n-am casco, am o mașină avariată, bag în sistemul de licitație. Companiile de asigurări participă și ele la sistem pentru că în baza polițelor RCA sau casco există o obligație legală de a prețui cumva acea epavă, de a obține niște bani pe ea și acești bani trebuie să ajungă în baza contractului de asigurare la client. Deci clienții ar fi așa, companiile de asigurări pe de o parte și persoanele fizice pe de alta. Cumpărătorii sunt persoane juridice. Corect. Care iau mașina pentru a o dezmembra, ce rămâne metalul e valorificat ca fier vechi, dar anumite părți de pe mașină pot fi luate, sunt în bună stare, cum ar fi calculatorul, mașina veche de 2-3 ani, să spunem calculatorul e bun, ce s-ar mai putea recupera de pe mașini? Deci, elementele de direcție și de frânare nu se pot recupera. Bun, astea le-am eliminat. Sunt elemente pe care Registrul Auto Român le interzice pentru comercializare, deci pentru reutilizare, Deci, ce ați spus, frânare și direcție, elementele, da? Deci, astea le elimina. Da. Deci, practic, tot ce înseamnă elementele purtătoare de serie, da? Deci, șasiul mașinii nu se poate folosi. Dar ce cumpărăm de pe ea? Deci, practic, cumpărăm ce a mai rămas. Acum, ideea este așa. Calculatorul, o pompă de injecție, un bloc motor, stopuri. Tot ce se poate recupera în condițiile în care mașina se dezmembrează, dar sunt participanți la sistemul de licitație și servisuri auto.
După pauza publicitară vom afla și când este mai bine să-ți vinzi mașina avariată, deoarece există perioade favorabile pentru a o face și perioade mai puțin favorabile. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Atunci îți dai seama de utilitatea lor. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor, episodul 29 al sezonului 2. Suntem în Zodia Leului. Așa cum spuneam, leii au calități, au și părți slabe, dar sunt printre cei mai asigurați oameni din Zodiac. Au foarte mare grijă la bunurile lor, la viață, la sănătate, la riscurile pe care și le asumă și preferă ca aceste riscuri să fie preluate de către asigurători. Vă reamintesc propunerea mea, aceea de a pune canal 33 pe butonul 1 al telecomenzii și de a-mi spune după 2-3 săptămâni, puteți să ne scrieți în comentarii ce se întâmplă, canal 33, dacă vreți să revedeți emisiunea, o puteți revedea pe YouTube oricând doriți dumneavoastră, sunt peste 132.000 de abonați, vă puteți abona. Tema emisiunii de astăzi este cât mai valorează mașina mea odată ce a fost avariată. Alături de mine în emisiune se află Maria Ganea Boghean, Managing Partner Asisoft, o companie specializată în acest domeniu. Am vorbit în prima parte despre valoarea vehiculului, cum se obține ea, cum se bagă într-un sistem de licitații, în ce condiții se poate încasa valoarea, cât este această valoare. Ce e un sistem de licitație electronic? Cred că ne-am prins un pic cam... E un sistem prin care toate părțile obțin ceva. Presupun că și compania dumneavoastră are un profit din această tranzacționare. Am văzut cine poate apela la sistem. Am primit între timp o întrebare. De ce e necesară evaluarea daunelor importante, RCA, într-un sistem de licitații specializat? Cred că e cineva din industrie care nu e lămurit. Am înțeles. Deci, în primul rând, legiuitorul este cel care a impus această condiție și, în al doilea rând, legiuitorul cred că a impus-o tocmai pentru faptul că a vrut să fie imparțial. Pentru că, în momentul în care faci constatarea unei daune, ai valoarea mașinii înainte de eveniment, ai valoarea de reparație cu piese noi și dacă mașina este veche, valoarea de reparație cu piese noi impactează foarte mult în decizia pe care o ai de luat, respectiv foarte repede trece în daună totală. Și în acest context, practic, se caută să se cunoască, să se afle care este valoarea corectă pentru EPAV. Ce este aceea o daună totală? Deci, așa cum o definește legiuitorul, dauna totală este reparația a cărei valoare depășește valoarea de piață a mașinii. Adică, într-un sistem specializat, în funcție de anul de fabricație, marcă, model, numărul de proprietari, mai mulți parametri, se stabilește o valoare de piață, dar este o valoare teoretică. Da? Ea mai poate fi corectată cu diversi indici, dar este foarte greu să faci o corecție pentru că constatarea trebuie făcută lângă mașină și acum să fac mai mult constatări. Ca să ne limpezim, de exemplu, valoarea de piață a mașinii e de 10.000 de euro, reparația costă 11.000 de euro, în momentul ăla mașina se consideră că e daună totală. Corect. Mai poate fi apusă în circulație? Da. Deci legislația din România nu face diferență între daună totală tehnică și daună totală economică. Ce am descris eu acum este o daună totală economică, înțeleg. Da, da. Tehnic vorbind, mașina mai poate circula. Corect. Deci okay. Se poate repara și există proprietari care, prin soluții proprii, ajung la să-și repare mașina sub această valoare pentru că nu doresc ca mașina să intre în daună totală. Da? Ei, în această situație, practic, se dorește să se valorizeze, să afle cât mai bine și de o parte neutră. Pentru că ăsta este lucru foarte important. Iar partea neutră este compania pe care o reprezentați, corect. Da? Nu numai, și practic clienții companiei care sunt agenți economici autorizați de registrul auto și de poliție. Dacă ar fi pe o scară de la 1 la 10, să spuneți cât de obiectiv sunteți, cât ar fi valoarea? Cred că suntem 11. 11.
Hai să mai reamintim o dată care sunt beneficiile și responsabilitățile păgubiților care colaborează cu un sistem de licitații specializat. Am înțeles așa. În primul rând să fii sincer când pui mașina într-un sistem de licitație. Sau când faci constatarea. Să ai fotografii, să spui exact care este starea mașinii, ce părți au fost lovite, cât de grav, etc. etc. Și al doilea, după ce ai fost de acord cu prețul obținut prin licitație, tu să nu mai aduci niciun fel de modificare mașinii. Nu te mai atingi de ea. Corect. Da? Pentru și vine omul de la Satu Mare, la Constanța sau la Drobeta Turnu Severin și ia mașina de acolo și să nu aibă surpriza că în momentul în care a luat mașina găsește că pe ea e lipsă exact ce îl interesează. Un calculator de bord, asta e, toate mașinile acum au calculatoare. Este foarte corect. Cred că responsabilitatea de a declara și în fața inspectorului de daună care vine și îți face constatarea, să-i spui dacă înainte de eveniment ai avut probleme cu mașina, pentru că sunt cazuri în care mașina ajunge în daună pentru că mașina anterioară a avut niște probleme. Adică a fost deja avariată, a fost reparată și a fost lovită din nou. Sau cutie de viteză defectă care costă 12.000 de euro și mașina a devenit daună totală pentru că, practic, cutia era defectă înainte ca mașina să devină daună. Asta înseamnă puțină fraudă, da? Nu ne băgăm în casă. Adică lovim mașina în mod intenționat și există profesioniști în domeniul ăsta. Nu vrem să dăm idei nimănui pentru că, de fapt, aceste cazuri sunt... Dincolo de faptul că nu e corect, este ilegal, sunt cazuri care sunt aduse în justiție, se poate face închisoare pentru asta și... Oricum nu e o situație comodă pentru nimeni, dar unii totuși se riscă. Am auzit că există chiar și cascadori care se ocupă de asta, dar citeam și de niște cazuri în care au fost trași la răspundere și au făcut niște ani de pușcărie. Sistemul de licitație, ce, adică dumneavoastră, ce obligații aveți în raport cu proprietarul mașinii? Deci proprietarul mașinii trebuie să fie sigur că în momentul în care obține un raport de licitație și mașina este în aceeași situație ca atunci când a fost pusă în sistemul de evaluare, își încasează suma în maxim 5 zile din momentul în care s-a făcut licitație. Deci este sigur, este cert. Da? Bun. Eu zic că cel mai bine ar fi, și aici putem să dăm un sfat celor care ne privesc, decât să nu vă faceți casco, mai bine faceți-vă casco. Pentru că, uite, în cazul unei astfel de situații în care are loc o avarie majoră la mașină și ea este din vina dumneavoastră, e mult mai simplu ca de lucrurile astea să se ocupe asigurătorul și un sistem de licitații, cum este cel prezentat astăzi, decât să te apuci tu să faci toate chestiile astea. Să cauți sistemul de licitație, să vezi, să te gândești dacă ai încredere, dacă n-ai încredere și așa mai departe, sau să răspunzi la solicitările diversilor samsari. Mi-am adus aminte de un lucru. Am cumpărat o mașină nouă acum 4 ani. M-am uitat în momentul ăsta cât costă mașina mea și cât ar costa dacă aș cumpăra-o acum? Păi eu acum dacă aș cumpăra-o acum la 30.000 de euro și ar avea 4 ani vechime, iar ajunge la 22.000 de euro. Eu am cumpărat-o pe mea la 22.000. Deci eu dacă mi-aș vinde mașina acum după 4 ani, aș putea să o vând la un preț cam la cât am cumpărat-o acum 4 ani. Dacă ai fost atent cu mașina. Am fost foarte atent. Cum stăm în piața de asigurări cu povestea asta cu daunele? Pentru că daunele auto sunt principalele generatoare de provocări în piață. Nu le zicem probleme, le zicem provocări. Eu spun că sunt foarte multe. Deci cred că în piața românească de asigurări zilnic sunt între 400 și 600 de daune totale. La nivel daune piață. Totale 400-600. Da, la nivel piață. Da? Din câte vehicule sunt în circulație? Eu cred că suntem în jur de 9 milioane, nu? Nu mai știu cât era... Cam așa, știu că ne apropiem de 10 milioane. Cred că cea mai nefericită situație este faptul că noi avem un parc vechi și
având un parc vechi, în momentul în care se face calculul reparației, automat cu piese noi, automat valoarea de reparație o duce în daună totală. Asta înseamnă că și mașinile vechi și mașinile noi sunt reparate tot cu piese noi și cu aceeași manoperă. În teorie. În teorie. Mă rog, să zicem că toată lumea e corectă. Nu, pentru că în practică, de obicei, cel puțin pe partea de RCA, marea majoritate apelează la partea de dezmembrări sau la piese after, încearcă să facă reparațiile cât mai ieftin posibil. Piesele aftermarket sunt piese care corespund dimensional Corect. Și funcțional, dar nu sunt fabricate de producător. Corect. Da? Ok. Și sunt mai ieftine decât piesele producătorului. O a doua variantă de făcut reparațiile înseamnă cu piese din dezmembrări. Adică ai o mașină de 2 ani care a suferit un accident, ai luat piesa de pe ea, piesa e încă foarte bună, că e garantată 10 ani. Și o pui pe mașină și o, și o repari. Industria de asigurări a fost adeseori acuzată că subevaluează valoarea daunei, valoarea epavei. Ce se întâmplă de fapt? Care este realitatea? Că știți foarte bine pe asigurători. Deci, valoarea în momentul de față, din ceea ce constatăm, asiguratorul plătește între 15 și 20% mai mult decât valoarea reală a unor mașini. Deci, practic, valoarea de piață a acestor mașini este mai mare decât cea reală. Pentru că noi nu, populația României nu este o populație educată în a-și îngriji mașinile. Nu avem drumurile necesare, nu avem carte service pe mașină, noi am făcut întreținerea corespunzătoare. Deci, practic, mașinile pe care noi le avem în momentul de față, să zicem în raport cu Germania, au valoare mai mică, la același număr de kilometri și la aceeași utilizare. Deci, ne îngrijim mai puțin mașinile, fie Corect. Că sunt noi, fie că sunt second hand. Și atunci, asigurătorul pierde niște bani. Cum îi puteți ajuta pe asigurători cu sistemul ăsta de licitație, în afară de acela de a le lua pe cap valorificarea epavei? Există o discuție permanentă cu asiguratorii. Noi informăm asiguratorii despre aceste lucruri, pentru că au fost cazuri în care, de exemplu, pentru o epavă s-a obținut 170% din valoarea de piață. Adică, practic, noi plăteam dublu valoarea epavei, pentru că mașina respectivă sau vehiculul respectiv era o marcă căutată, da? Iar valoarea ei de piață nu fusese stabilită corespunzător. Adică dacă epava în mod normal ar fi avut valoarea de 10.000 de euro, ați obținut 17.000 de euro pe... Exact, pe epavă. Asta este și în avantajul clientului companiei de asigurări? Corect, corect. Dar noi încercăm într-un fel să avem un dialog permanent cu compania de asigurări și avem companii cu care avem o relație extraordinară în direcția asta, în sensul că sesizăm orice anomalie referitoare la valoarea de piață și în special pe o anumită mașină pentru care este posibil ca noi să mai avem și alte informații. Adică putem avea și alte informații referitor la vehiculul respectiv. Sunt unele vehicule care sunt regine din punct de vedere al despăgubirii pe daună totală, 7, 8, 10 despăgubiri pe daună totală în ultimii 5 ani. Aș putea menționa că am auzit și faptul că mașina care a fost de 8 ori daună totală, de fapt, n-a fost reparată niciodată. Se află tot timpul în licitații. Și cum sesizați astfel de fenomene? Noi avem o echipă de profesioniști și sunt foarte fericită pentru că avem un colectiv peste 20 de oameni care se ocupă numai cu aceste aspecte. Deci nu ne ocupăm de altceva decât de tot ce înseamnă daune și care sesizează și cele mai mici inadvertențe din fotografii. Am înțeles că cei care se ocupă de ce vă ocupați dumneavoastră au acces, să spunem, mașina vine din Statele Unite. Este un, nu pomenim marca, este o marcă de prestigiu sau una dintre mărcile de prestigiu. Da, așa, și mașina este minunată și arată foarte bine. Și, de fapt, când te uiți pe niște site-uri din SUA, de fapt, tu vezi că mașina este, de fapt, făcută zob. Și uneori a fost importată așa, făcută zob. E posibil, din punct de vedere legal, să se întâmple așa ceva? Cum se petrec toate lucrurile astea? Adică ne spuneți acum ce se poate mărturisi, că restul ne imaginăm deci, singuri. Deci, cum se petrec, nu știu. Ok, pentru că bun, deci asta am rezolvat-o. N-am intrat pe varianta asta.
teoretic, ca să poți să ai o mașină, să poți să-i faci rarul, ea trebuie să fie, să fie aptă din punct de vedere tehnic și să nu fie avariat. Da? Sunt, mă rog, să mai fac și prin Germania, mai există tot felul de filiere care fac lucrurile astea. Cert este că și noi avem, deținem în sistemele noastre informații despre mașina atât din Europa cât și din Statele Unite și în momentul în care asiguratorul dorește precizări referitoare la mașina respectivă, putem să-i dăm niște detalii legate de ea. Adică, practic, acționați ca un serviciu de informații. Nu cred că este serviciu de informații. Cred că este un, este o susținere, da, a unei realități, în sensul că ne place să plătim ceea ce trebuie plătit pentru mașină. Dar ați putea să informați asiguratorul și înainte să asigure mașina respectivă, că mașina respectivă e pe undeva, a fost daună totală sau... Avem sisteme de genul ăsta. Adică care fac... eu ca asigurător pot să apelez și înainte de a încheia... Corect. Pe polița RCA nu pot să existe aceste lucruri, da? Deci, practic, putem să-l informăm pe asigurator, urmând ca asiguratorul să cheme proprietarul de vehicul pentru polița RCA să-i facă o verificare înainte de a-i face... Pe baza principiului, arată-mi și mie mașina ta. Exact. Aia se, cum se cheamă, inspecție de risc. De risc, da, așa. Corect. Ok. Bun, am început să învăț terminologia după atâția ani. Mai avem exact o săptămână până când va avea loc cea de-a 22-a ediție a Galei Premiilor Pieței Asigurărilor. Este cel mai așteptat eveniment al industriei de asigurări în care cei mai valoroși jucători, profesioniști și produse vor fi premiate. Ați ales să fiți de mulți ani parteneri ai acestui eveniment. Ce anume v-a determinat sau ce va aduce acest eveniment dumneavoastră ca și companie conectată cu industria din asigurări, dar din afara ei? Deci, evenimentul este un eveniment de încredere. Da? Deci suntem într-o piață în care avem încredere în partenerii noștri asiguratori. Asiguratorii au încredere în serviciile pe care noi le furnizăm de mulți ani. Totodată, exact în perioada asta, are loc cea de-a 7-a ediție a campaniei naționale de informare, de conștientizare, de educație rutieră, care se numește Treaz la Volan, e derulată de o asociație, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Anul acesta ea se cheamă Împarte drumul. Împarte drumul pentru că drumul este împărțit între camioane, autovehicule, tramvaie, troleibuze, trotinete, biciclete, nu știu ce mai ce, motorete, motociclete și până la urmă pe acea fâșie îngustă de asfalt trebuie să circulăm cu toții. Știu că sunteți tot așa de mulți ani parteneri acestei companii. Va aduce un beneficiu pe partea dumneavoastră de business? Au loc mai puține daune în urma unor astfel de campanii? Cred că ne place să ne implicăm în educație și campaniile astea sunt pentru a educa. Și nouă ne plac lucrurile astea, pentru că în momentul în care ai de-a face cu persoane educate, poți să rezolvi problemele sau poți situațiile neconforme foarte ok. Aici ne referim la... Deci sunteți cumva la mijloc în sistemul acela de licitații între cei care cumpără epave și cei care le vând. Și dacă sunt civilizați și informați și instruiți și cât mai corecți fiecare dintre ei, toată lumea are de câștigat și dumneavoastră și ei și asigurătorii și până la urmă e o lume mai bună. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină câteva idei, cele mai importante, care ar fi acelea? În momentul în care ai o avarie importantă la mașină, nu dispera, pentru că ai un partener de încredere care poate să te ajute să-ți evaluezi mașina, să-ți o vinzi și chiar dacă nu ai avariată mașina și ai nevoie de un sprijin, poți să vii și cu ea neavariată. Al doilea lucru care este foarte important este că... Numai o clipă. Adică dacă eu am mașina întreagă, pot să o pun în sistemul de licitație pe care îl aveți? Vă oprește cineva? Păi n-are nicio avarie. M-am gândit că doar mașinile avariate ar putea fi licitate. Nu. Deci și... Ok. Și aș putea să obțin un preț mai bun decât...
încercăm să obținem un preț mai bun și vom discuta, pentru că nu se vinde mașina oricând, adică dacă ești presat de timp, discutăm de când să-ți vinzi mașina, da? Da, 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 chiar asta era, vreau să închei cu partea asta, dar o putem aborda acum. Când e bine să-ți vinzi mașina, avariată sau neavariată? Deci, iată, mașina neavariată nu ți-o vinde înainte de perioada de concedii și în perioada concediilor, n-are rost. Deci, practic, între iunie și septembrie ar trebui să ne abținem să ne vindem mașina. Decembrie iarăși e... Deci, decembrie și ianuarie iarăși. Deci, practic, când vine primăvara, ușor, ușor, trebuie să ne pregătim. Nu mai rămân vreo 6 luni. Dacă vrei să o vinzi. Din punct de vedere al unei mașini avariate, sfatul meu este că în momentul în care ai obținut raportul de licitație, să pui mâna pe telefon și să suni sistemul de licitație să vinzi mașina. Pentru că ăla este prețul maxim pe care poți să-l obții. În condițiile în care ți-a spus ție cineva că pe OLX a văzut o mașină cu 100, cu 200, cu 500 de euro mai mult și tu faci imprudența să-ți reții mașina și să încerci să-ți o vinzi singur, perioada de garantare a ofertei este limitată și la un moment dat te trezești că n-ai reușit să vinzi mașina cu cât ți-a spus prietenul și te reîntorci la sistemul de licitații. Sistemul de licitații nu mai poate să-ți garanteze pentru că a trecut perioada de garantare a ofertei și dorești să relicitezi mașina pe propriu buzunar, că până acum s-a ocupat asiguratorul de chestia asta. Ei, de obicei nu se mai obțin oferte atât de bune, decât în condiții excepționale, în cazul în care, de exemplu, pentru marca și modelul respectiv este o cerere pe piață de o piață importantă și atunci serviciul sau dezmembratorul plătește mai mult. Dar de obicei, prețurile cele mai bune sunt prețurile obținute în prima licitație, respectiv în perioada prima dată când s-a văzut marfa pe piață. Bun. Cea mai importantă informație mi se pare așa. Fie că mașina ta are avarie, adică un accident, în urma căruia au rezultat daune mai mari sau mai mici, fie că e întreagă, ea poate fi introdusă într-un sistem de licitație în care toate părțile pot să aibă beneficii. Și vânzătorul, și cumpărătorul, și compania care intermediază respectiv acest sistem de licitații, și în cazul existenței unei polițe de asigurare și asigurătorului se face viața mai ușoară și uneori poate chiar mai profitabilă. Ce mesaj avem pentru companiile de asigurare existente în piață? Ce am putea să le spunem colegilor noștri care își asumă contra unei sume numită primă de asigurare riscul ca tu să-ți lovești mașina? Sau să-ți fie lovită de altcineva? Deci le spunem colegilor din piața de asigurări, aveți încredere în partenerul vostru pentru că găsim soluții la orice și nu soluții care să defavorizeze nici compania de asigurări și nici proprietarul de EPAV. Există presiuni în sensul ăsta din partea proprietarilor de EPAV sau din partea asigurătorilor? Până la urmă sunt exact ca Organizația Națiunilor Unite. Vă aflați între cele două părți, aflate într-o oarecare luptă. Noi nu vrem să considerăm că este o luptă. Persoanele care nu au suficientă educație să gândesc la lucrul ăsta, în sensul că este o luptă, practic a fost o situație nefericită pentru proprietarul mașinii. Asiguratorul încearcă să-i obțină cea mai bună valoare la nivelul pieței, pentru că și aici este de înțeles că totul se discută la valoare de piață și la valoare posibil de comercializat a vehiculului respectiv, nu la orice lucru dezirabil în funcție de starea emoțională, de alte lucruri. Deci lucrurile trebuie tratate pe cifre, nu pe emoții. Știu două vorbe. Una zice așa, războiul este scump pentru că toate părțile implicate în el pierd. Corect. Așa, și a doua vorbă spune așa, diplomația este scumpă, dar e mai ieftină decât orice război. Adevărat. Și atunci, practic, înțeleg că v-ați dezvoltat abilitățile de a fi diplomați în niște condiții economice. Noi încercăm să facem mediere. Cred că ăsta este cuvântul cel mai corect. Încercăm să facem mediere între părți și în același timp să fim imparțial. Pentru că ideea este ca fiecare să înțeleagă că vrem să-l tratăm cel mai bine și să obținem cea mai bună valoare pentru parte și care este corelată cu starea vehiculului.
Deci mesajul pentru asigurători e ca un partener de încredere în dumneavoastră. Mesajul către clienți este că o valorificare în condiții de fair play într-un astfel de sistem le poate aduce beneficii, iar pentru cei care cumpără astfel de vehicule, fie avariate, fie neavariate prin sistem, că acest parteneriat are niște garanții. Corect. Și că acționați în beneficiu tuturor părților aflate în joc. Faceți acest lucru de 17 ani, dar mai intens de 15. O să ne revedem peste o săptămână la gala premiilor pieței asigurărilor, să vedem ce părere mai aveți atunci despre premiile pe care le vom acorda, pentru că sunt premii pentru produse, sunt premii pentru companii, sunt premii pentru oameni, pentru că noi nu lucrăm de fapt cu companiile, noi lucrăm cu oamenii din companii. Pentru oamenii care lucrează în zona daunelor, ce mesaj aveți? Să aveți o viață cât mai fericită. Am înțeles că în acest domeniu al daunelor, de fapt, omul din asigurări se întâlnește cu cea mai nefericită situație, clientul nemulțumit. Corect. Clientul e nefericit, a avut mașina avariată, a avut mașina lovită, este supărat oricum și faptul că are o poliță de asigurare uneori nu este suficient pentru el, mai ales că își dorește și luna de pe cer pentru mașina pe care o supraevaluează. Bun, concluzia mea, asigurările sunt pentru noi, pentru oamenii obișnuiți și iată că există și multe posibilități legate de valorificarea mașinii. Cât valorează o mașină avariată? Iată, am aflat și cât valorează o mașină neavariată. Folosiți un sistem de licitații. Am avut-o alături de noi astăzi pe Maria Ganea Boghean, managing partner la Asisoft, companie specializată. Oamenii te iartă dacă ești mai puțin profesionist, dar nu te iartă dacă încerci să-i păcălești. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, revenim cu un nou episod și mai captivant despre asigurări. Ne revedem joi la ora 17, săptămână de săptămână.